codiță de jos. Așa, Veronica. Acum facem pendulul ceasornicului, da? Așa, vreau luăm zahăr. Veronica, luăm zahăr. Zici de procente, așa să luăm. Din copii au dereglări în vorbire. Și alte ocupațiile de logopedie sunt acele activități unde copiii și se speră și anistrăduim împreună cu ei ca aceste dereglări în vorbire să le corijăm. Și principalul lucru, prima etapă care îi fac acum clasa întâia, a doua, deci este exercițiile articulatorii, ca ei se simt în ușoară, buzele, organele articulatorii. Înmulțirea fracțiilor 10 mari cu număr întreg. Și de ce ați înțeles ce aveți după noastră? Înmulțire. E repetat? Înmulțire. Toc de grâu face făină și dă morarului cum să-ți dau dacă singur nu mă satul. Sergiu, mai departe? Săracul a luat un cuțit, a tăiat colacul filiș, le-a dat la toți oamenii la moară. Dumitru, mai departe? I-a dat și morarului o filiș. Anul acesta, anul 30, avem un contingent de elevi, vreau să spun că nu este ușor. Avem trei niveluri, retard mental moderat, retard mental sever și retard mental profund. Avem patru copii de nivelul acesta. Știți, așa ne străduim ca să le corejăm vorbirea, lucrăm cu ei diferențiat, individual, depunem eforturi. Astăzi, când la care eu am spus că clasele mai mari trebuie să sădească pomi, eu m-am gândit că trebuie să fiecare copil din noi să sădească câte un pom. Și m-am gândit să-i spun la profesoară că să țină și pentru mine un pom, să mă duc să-l sădească mâna mea și să am grijă. Cineva să nu-l rup și să-l distrug. La lele, trandafir. Da, e dăruit. Da. La fete. Azi am făcut un lucru cu elevii claselor mai mari, superioare, cu clasa nouă. Am sădit pomii fructiferi în livada, adică am renuit livada noastră. Și nu numai azi, deci pe parcursul a câtorva săptămâni noi am făcut lucrul acesta și vreau să fac un apel față de toată populația orașului Rizina și nu numai orașului Rizina și raionului Rizina, față de un apel față de demnitarii noștri ca să ne întoarcem totuși cu fața, cu sufletul spre locul unde noi trăim și să-l facem, să-l, din gunoi ăștia care noi am făcut-o, să ne întoarcem la un oraș înverzit, frumos, așa, la o planetă care va putea pe viitor să aibă viață.
atelierul de educație tehnologică. Acum la lecție sunt elevele grupii de meserie, anul 2. Ne ocupăm cu, acum, în cazul față, cu croitorie, fiindcă în afară de croitorie noi avem și broderia, croșetarea, țesut am mai avut cu... Și ce, noi acum coasem uniforme pentru clasele primare. Ce coasem fetelor? Sarafane. Sarafane pentru clasele mici, pentru fetițe. Ce înțelegeți voi prin vestimentație, Paulina? Noi prin vestimentație înțelegem haine. Haine, așa, bine. Numiți, vă rog, vestimentația de cordon. Este pantaloni, fustiță, așa, așa, ștrampi. Fetele se învață să coasă vestimentație, se învață să croșeteze, se învață să brodeze. Iată, în clasa a șaptea au confecționat bluza națională IA. În anul acesta au de brodat juponul sau fusta națională. Cu interes fetele coasă, brodează, își văd rezultatele. Organizat expoziția lui Ion Creangă, bănuar chiar nu de mult a fost organizată. Clar lucru că avem nevoie și de multe cărți noi, multă literatură s-a învechit, dar ne bucurăm de ceea ce avem. Ne străduim pe măsură posibilităților, le reînnoim. Avem expoziția care se numește Vreau să știu, unde pot primi informații din toate domeniile, atât copiii cât și profesorii când au nevoie pentru orele lor educative. Mai avem un panou care se numește În țara poveștilor. Deci copiii își aleg literatura lor artistică la dorința lor. Este un panou foarte des vizitat de copiii noștri. Mie îmi place să scriu, să mă joc, să ascult muzică. Mie îmi place să mă joc când să ascult muzică, mult în gata A este, Contra-Strike, uite ce sunt. La lecții de informatică se ocupă clasa anul 1 și 2 de meserii. Avem numai 2 ore pe săptămână. Copiii capătă unele primele deprinde de a lucra cu computerul. Copiii foarte mare interes au de sala aceasta, de aceea că și în timpul liber ei singuri vin și mă invit în sală ca să lucrez adăugător cu ei. Le place, pleacă și în internet cluburi din oraș, dar mai mult se află aici. Clar că noi nu putem presta pentru toți copiii serviciul acesta, că avem puține computere, este de inițiativa noastră procurate pentru binele copilului. Facem vineri, sâmbătă și duminica orele trec. Thank you.
Ne aflăm în atelierul de educație tehnologică. Puteți ca să observați dumneavoastră ce se ocupă elevii la noi. Noi adică avem un scop ca să le dăm o pregătire pentru viață, ca în viitor lor să le fie de folos, să le fie ușor ca să poată trăi și să poată câștiga bucățica de pâine. Noi visăm ca elevii să capete niște deprinderi la niște strunguri mai moderne, de exemplu, de care noi nu dispunem și nu avem posibilitate ca să le procurăm din cauza că nu avem finanță. Da. Visăm la ceea ca fiecare elev să aibă instrumentul lui. Nu avem instrumentele fiecare și lucrăm mânuind unul de la altul instrumentul. Iată, astea sunt visurile noastre. Avem elevi care, de exemplu, au terminat școala noastră și au lucrat chiar și aici în Rezina, în ateliere, care aveau salariul lor mai mare ca salariul pedagogului. Se ocupau cu încrustare în lemn, în frumusețare artistică a lemnului, iată ce trece și vedeți și în momentul de față, care lucrările date erau chiar și vândute pe piața din România. Acum avem elevi care lucrează în Moscova, tot în atelier de prelucrare a lemnului, și câștigă foarte bine. Ne bucurăm! Ca copii să capete o specialitate cât de cât, sau niște deprinderi cât de cât utile pentru viață. Nu e secret că copiii noștri au probleme când termină școala să se angajeze în câmpul muncii, fiindcă angajatorii se tem de ei și plus la asta ei nu lucrează, nu au deprinderi de muncă cu instrumentele, un instrument modern. De aceea, având o bază modernă și învățându-o să lucreze la aceste instrumente, ei se pot integra mai departe în viața de toate zilele. Copiii îi hrănim variat, ne stăruim să le acordăm legume, fructe, le facem copturi. În ziua de azi meniu este, dimineața a fost terci de griș, unt, ceai, pâine. Dejunul 2, chiflă, la prânz le pregătim borș cu curechi, pește prăjit, crupă de porumb, terci de porumb și compot. La cină le pregătim mazăre înăbușată, salată de sată de sticlă și salafade, ceai, pâine. Și în toată, avem meniu pregătit pe o săptămână, care se variază în toată ziua cu pulpe, pește, scumbrie.